Salut! Salut! Sunteți pe canalul Radio Club! Ia stați să vedem că aici tăman trece un trenuț prin Albena. Și unde suntem noi, Betty? În Albena, noaptea, și noi mai întâi mergem la discoteca pentru copii. Și până mergem să explorăm Albena noaptea. Da, noi am ieșit noaptea să vedem cum arată Albena noaptea. Și după cum vedeți, e multă lume și nici nu zici că e noaptea, da? Adică în Albena e atât de multă lume noaptea ca și ziua. Adică am și lanternă, dar să zici că e ziua. Da, dar uite câtă lume este noaptea prin oraș, Betty, vezi? Și tot în Albena noaptea pentru copii se face discotecă. Imediat Betty prima dată va merge la prima ei discotecă din viață. Tu ai mai fost vreodată la discotecă noaptea, Betty? Nici măcar ziua, nu, e prima dată. Niciodată n-ai fost și nu mergi ziua, dar mergi noaptea la o discotecă pentru copii. Vrei să mergi? Da. Vrei să dansezi? Da. Bine. O să mergem. Hai să ne uităm un pic ce mai este aici prin centru. Eu sper că ăsta e centru Albenei, poate nu e centru, dar noi credem că ăsta e centru. Ne uităm ce mai este pe aici și apoi mergem la discotecă. Eu cred că plaja este. Plaja este încolo. Dar noi o să ne plimbăm un pic pe aici să vedem ce este. Bine? Uh-huh. Hai. Iată acolo se aud ceva atracțiune. Hai să vedem. În Albena, transportul public arată așa. Uitați-vă! Era bine dacă și în București așa arăta transportul public, da, Betty? În formă de trenuț. În formă de trenuț și iată așa mașinuțe. E fix al nostru, e cu doi. Da, e doi. Doi duce spre hotelul nostru. Aici trenulețele sunt cu numere, să știți. Da, sau dacă mergi cu alt număr în afară decât doi, nu te duce liber pentru mine. Da, sunt trenuțe care duc la Aqua Park, sunt trenuțe care duc spre hotele. La fel ca 117, 2.0. În București, cum da. Sunt autobusele, adică da? Adică dacă te vâre în unul greșit, nu merge în loc bun. Corect. Așa și aici cu trenuțul. Trebuie să-ți alegi trenuțul corect. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Wow, mașinuțe! Mașinuțe! Mă așteptam la ceva mai wow, dacă sincer. Și eu. Și tu te așteptai la ceva mai wow. Trenulețe din astea care merg cu doi pași pe oră, da? Îți place, Betty? Așa. Nu prea te-ai impresionat, da? Bate vântul un pic, da? Te-ai impresionat? Albena seara. Nici pe mine nu prea m-a impresionat Albena seara. Vrei la ceva să te dai? Nu? Poate doar la mașinuță, dar nu prea. Tot nu prea, da? Nu, avem foarte multe în București, la orașelul copiilor. Nu. Da? Nu vrei? Păi doar mergem aproape mereu când mergem la orașelul copiilor. Am înțeles. Bine. La trenulețe de asta. Mai mi se frumos. Pare că niște copii aici te-au cunoscut. Salută-i. Iată în spate, salută-i. Bună. Te-au cunoscut, da? Da. Bine, hai să mergem. Dar pe tine te-a mușcat tot țânțarii atunci de frunte. Tot ce înseamnă că sunt țânțari în Albena. Asta mai am unul aici, deși aia era când eram și în București. Ai, din București? Nu, ăsta e proaspăt, deci sau un țânțar sau altceva te-a pișcat de-a aici de frunte. A, da. N-aș zice că sunt super impresionat, poate aici nu e toată Albena. Evident că nu e toată Albena, nu știu cât e de mare Albena. Oho, ce copii, cu câte emoții, da? E frică. E frică? A, poate e frică, da. N-au fost ei în orășelul copiilor să vadă câte mașinuțe sunt acolo, când v-ați dat voi cu Alex, câte accidente făceați, da? Acolo era un... Eu așa făceam. Era cu mult mai înfricoșător. Da, eu așa făceam.
Darbai yra destul de bravos, spuse Alex. Da, Alex era mic, conducea foarte bine. Alex foarte bine conducea, chiar conducea. Eu nu pot așa ca Alex. Nici eu nu pot așa ca Alex. Alex, wow! Wow, și aici sunt, aici sunt mai multe chestii. Îmi place aia de sărit, e foarte tare, îmi place aia de sărit. Vrei să sari? Da. Mai bine sărim la discotecă, nu? Au, da. O, trenuțul, dă-te la o parte. O, să nu ne calce trenuțul. A, e gol. El cred că vine să se pornească, el vine la prima stație. Deci, după cum am mai zis, transportul public în Albena arată impecabil și perfect. Toate astea sunt goale, da? Da, în afară de săritură. Săritură. Aici, iarăși, lumea se joacă la diferite chestii. Aia e hockey. E un fel de hockey, un fel de chestii din alea care te jucai și tu cu Alex, da? Da, da, e hockey. Nu e hockey. Dar alea cu Alex sigur erau hockey. A, diferite mașinuțe. Da. Wow, ce sus sari cu ea acolo. Wow. Wow, ce faci? Cu asta. Uite cum îl aruncă! Uite cum îl aruncă! Wow. Ce-i face? Sare în cosmos, unde sare? Ce-i cu asta? Wow. Sare în cosmos! Sare la Moș Crăciun! Asta ce? Asta nu cred că le face așa la fiecare copil. Vrei și tu așa, Betty? Nu! Eu nu înțeleg, așa fac la toți copiii? Iată, aici se urcă o fetiță, să vedem dacă îi face la fel și ei. Băiețelul strigă, se teme. Wow, ce sus îl aruncă! Wow! Uite ce tare vede la aruncă! Da. Vrei și tu? Vrei? Așa nu vreau! Ce, Beti, vrei la aia de sărit? Voiam dacă nu te tragea. Ai văzut ce tare trage pe copii și cum zboară ei? E foarte periculos. Eu nu am văzut așa niciodată. Ai văzut pe toți patru care sar, pe toți așa îi aruncă. E periculos. Mergem mai departe să vedem ce mai este. Foarte ciudat, dar piața lucrează și noaptea în Albena. Vezi, Beti? Dimineața nu lucrează, dar noaptea lucrează. Hai să mergem și partea cealaltă după hotel să vedem ce este. Vrei? Da! În partea asta de hotel e mai puțină distracție, dar oricum e multă lume. A, iată încolo ceva se vede. Probabil ceva se vinde. Piețele lucrează, toți vând, toată lumea merge prin oraș. Și vată. Iată și vată. Mama îți cumpără vată. Vrei vată, da? Vată în formă de fraș. Vată în formă de fraș? Wow! Ce tare! Vată în formă de iepuraș, da? Cât costă? 4 lei. 4 lei. Vrei? Vrei iepuraș? Da.
Ia să vedem ce vată. Wow. Prima dată văd vată în formă de iepuraș. Da, și eu. Și tu? Îmi place. Ia arată, are ochișori, năsuc și... Da, obrăjori, da? Da. Și urechiușe. Ai mai mâncat vreodată vată în formă de iepuraș? Nu e prima dată. Și eu văd prima dată așa ceva. Copii, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă ați mâncat vreodată vată în formă de iepuraș. Sau alte forme. Da. Îi mănânci urechea? Hai să mergem, hai să mergem să vedem ce-ți mai vindem. Hai. Aici probabil fac poze. Da, da. Gata, iepurașul nostru nu mai are o ureche. Mănâncă eu și pe cealaltă să nu-i cadă, apoi mănâncă-i bochișorul. Da, Bete? Mănâncă-i nasul. Mersi. N-are nas? E gustos nasul de iepuraș. Hai că stopești, cade ceva din el. Cântă cineva. Aici nu știu ce se vinde. A, suc. Nu știu, toți sunt la All Inclusive și cumpără suc. Ciudat, da? Eu nu vreau suc, eu rămân la iepurașul meu. Am înțeles. Beti, vrei brățar cu numele tău? Da? Ce, Beti, mergem până în capăt, încolo să ne uităm? Doar să vând diferite chestii. Ia arată brățărica ta. E foarte drăguță, Beti. Și cu o steluță pe o brățară roz. Lucitoare, da? O să o întrebăm și pe Laura dacă vrea și ea așa o brățară. Beti Stea. Beti Star. La, 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 da? Ai Beti Star, cred că mergem acasă deja. Deoarece aici nu mai vedem capătul, tot se vând și se vând diferite chestii. Dar noi nu avem nevoie, cred că, de nimic acum noaptea, da? Da, doar de vată avem nevoie. Doar de vată. Wow. Nu, nu e voie, mami. Nu e voie. Pe ea lor. A, iată și aici sunt atracțiune, Beti. Și aici am încă nu vezi pe la aia de sărit. Toți sunt din astea de sărit. Da, da, nu te lovește. A, hai să vedem. Ba da, te lovește. Tot. Ți-ai luat și popcorn? Cred că te ajutăm și noi că îi pierzi pe jos, da? Beti a vrut popcorn cu motan noir, cu buburuză și motan noir, dar din păcate sunt toți eroii pe această cutie în afară de motan noir, da? Wings. Uh-huh. E nu nimic. E gustos? Haideți să te ajutăm și noi până îi luăm vârful, da? Hai! Hai încet, și mergem. Văd că lumea deja se rărește, înseamnă că deja e târziu, toți s-au dus la culcare. Mergem și noi, da?
E foarte gustos popcornul cu gust de unt și e sărățel, da? S-a plăcut? Da. Și uitați-vă ce frumos arată scările acestea rulante noaptea. Îți plac vechi cum arată? Uh-huh. Și cum, Betty, ți-a plăcut noaptea în Albena? Da, foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Discoteca. Discoteca și încă? Iepurașul, popcornul și brățară. Și brățară. Ia de să mai vedem brățară încă o dată. Wow, Betty Star. Betty Superstar, da? Super! Da. Copii, dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa! Pa, pa! Și să veniți în Albena! Și să veniți în Albena și să ne scrieți în comentarii ce v-a plăcut vouă cel mai mult noaptea în Albena! Pa, pa! Dacă vă dau voie părinții noaptea. Păi nu, să iasă împreună cu părinții. Păi împreună cu părinții, dacă vor părinții. Dacă vor părinții, da. Pa, pa! Pa, pa!